În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 31 martie s-a luat în discuție o problemă importantă care vizează clădirea în care își desfășoară activitatea Muzeul Municipal Câmpul Lung. Proprietarul acesteia, Ministerul Finanțelor, dorește să își mărească spațiul alocat propriilor birouri, restrângând astfel suprafața de care dispune în prezent Muzeul Municipal. Consilierul local Dan Șipoteanu este total nemulțumit de situația creată și consideră că muzeul nu trebuie mutat din această clădire. Clădirea muzeului are... Înțeleg că aparține Ministerului, așa. Dacă știe ceva în sensul ăsta de că ei vor fi evacuați de acolo sau... Pentru că se pare că prin noua reglementare a guvernului cu dezvoltarea regională, fiscul se va restructura foarte mult și va rămâne doar o agenție la Câmpul Lung care va necesita 2-3 birouri. Și atunci nu mai văd rostul de a ocupa 2 etaje aici la muzeu, când muzeul și așa stă înghesuit. Să stea acolo. Fiscul poate să mute într-o clădire mai târziu. Clădirea fiscului. Păi și ce dată? Mergerea fiscului. Pe asta e. Și haideți atunci să mutăm muzeul de acolo, să-l punem aici în spate, pe la râul târgului și să lăsăm finanțele aici. Pentru că când erau pielele, mai dai și clădire în centru. Nici primarul Călin Andrei nu este de acord cu mutarea Muzeului Municipal Câmpul Lung în altă clădire. S-au găsit deja două soluții, însă lipsa banilor determină amânarea punerilor în aplicare. Față de cele menționate aici referitoare la clădire, într-adevăr, în momentul de față, clădirea aparține Ministerului de Finanțe. Noi am făcut o solicitare pentru a ni se ceda această clădire și am propus două variante. Unu, să ni se cedeze clădirea și să-i păstrăm pe cei de la finanțe în spațiul pe care în momentul de față îl dețin până la modificările despre care dumneavoastră vorbiți, dar care nu sunt certe la momentul acesta, sau am mai propus ca poliția municipală să se mute în clădirea jandarmeriei. În locul poliției s-a vorbit cu Consiliul Județean ca să se mute finanțele și noi să ocupăm în întregime clădirea muzeului. Aici a existat și propunerea celor de la finanțe ca să ne cedeze și clădirea de la Vila Paul. Dar Ministerul de Interne ne-a comunicat că nu au fonduri în momentul de față pentru a muta sediul poliției și în felul acesta tot lanțul de transfer nu s-a putut pune în practică. Până ce Ministerul de Interne va găsi fondurile necesare pentru a muta sediul Poliției Municipale la Unitatea Militară de Jandarmi, iar Ministerul Finanțelor să mute administrația financiară Câmpul Lung în actuala clădire a Poliției, iar muzeul să rămână singurul beneficiar al clădirii în care își desfășoară acum activitatea, mai este de așteptat. Cert este că Ministerul Finanțelor este dispus să renunțe atât la această clădire cât și la Vila Paul, iar autoritățile locale să găsească o altă locație pe care să o dea la schimb. Mai trebuie stabilită suprafața care trebuie să o aibă locația, dar și zona în care va fi. Se pare că Ministerul Finanțelor dorește o locație în centrul municipiului.